Cred că dumneavoastră refuzați. Deci în contextul în care dumneavoastră prezentați hotărârea prin care s-o întors la judecare, vă refuz orice solicitare și legat din toată executării. Veniți cu decizie definitivă irrevocabilă, cu obiect executării și executării. Sau măcar una executării de la Curtea de Apel. Da, dar să vedem ce spune Curtea de Apel. Noi nu poate să anticipeze decizia Curtea de Apel, care va fi rezultatul, nu prezentat, și dacă el este în favoarea dumneavoastră, înseamnă că noi vă întoarcem executare. Dar să fiți foarte expres. Dar dumneavoastră l-ați executat data trecută și l-ați evacuat din casă? Da, eu. V-a angajat Uniunea sau cum se numește? Asociația Nevăzătorilor. Bine. Acum, s-a făcut da. Leac dreptate Curtea Supremă, dar încă nu de peste. Nu, nimic, nu, stai și faci, faci cu mine. Eu mai am rugămintele mea, spor, așa, cetățenească, dacă doriți. Nu știu așa. Nu știți, Radu, mi se pare Pichiș, în Urgoci. Da. Radu Malci. Rugați-l, vă rog frumos, să mai vorbească altfel. Ia că el e din față, el e angajatul meu. El discut, el este executor stagiar, nu este. Ok, dar e, nu știu, dar a fost și el la executare? Faptul că... Nu. A fost și el la executare? Faptul cum stat din numele dumneavoastră. Și de-aia vă rog foarte frumos. Dar el face tăgere la mine, da. A fost și el la executare sau când te-ai dat? A fost. E emoționat, ca un tip arechi din 90, știi? Aaa. Ceva de genul. De că el de față spune, lui și-a spus el. Dar el nu auzit arechi. El dacă vrei, tare... Eu dar n-aș dublez, dar... Nu. Eu nu v-am venit dumneavoastră. Să treci. La revedere. Intrați. La executor? Da. Dar vizita la executor, eu am știut că așa o să fie. Eu am știut că asta o să fie hotărârea și eu acum sigur că el... Păi da, el spune că așa își prevede legea, deci... Hai să vedem. Înseamnă că înțelegi dumneata legea, dacă te-ai așteptat că așa o să răspundă. Hai să vedem. Eu până când mă abțin la care avea convindare, din și motiv, eu aseară am vorbit cu un alt... Jurist? Executor. Sau chiar executor? Și aha. El mi-a explicat care este situația. Și-a zis că poate în așa caz anula da. Executarea aceea? Păi ea automat rămâne în vigoare doar asta, măsura de asigurare. Dar oricum, eu am știut foarte bine. Măsura de asigurare ce înseamnă? Ți-a pus sechestru pe conturi? Nu, măsura de asigurare care a fost emisă de prima instanță și menținută de Curtea de Apel. Adică faptul că stăteai în acel apartament era măsură de asigurare? Da. Sau că e chestie de interpretare care și cum interpretează legea, da? Foarte corect. Dar aici este lege, cod de executare și tot, etc. Eu am știut și eu acum sigur că el acum pune mâna pe telefon și o să-mi citesc așa. Pentru ce l-a... Da, că e clientul lui, dar ce l-a ajut? Și eu sigur că a să încerc să și ceva să fac în apartamentul acela. Să cazeze, să-l repartizeze. Da, ceva să... Deci care e problema? Dacă o să-i oblige instanța, o să trebuia să-ți dea alt apartament. Ori tu insistam în acela. Hai ele erau cam toate la fel. Eu vreau să văd tot și până la urmă și să... De-a mă să mai dureze câteva luni până vine și... No problem. Din nou soluție Curtea de Apel și el a recomandat să aștepți o decizie de la Curtea Supremă ca să nu pățești să o anuleze iarăși. Atunci îmblat așa cu executatul în stânga în dreapta și Curtea Supremă le anulează. Eu cu ce-ți devină, dacă așa sună legea. Am înțeles. Hai să aplicăm legea așa cum sună ea. Acum e de partea mea, de exemplu, atunci era de partea lor. Ce să facem? Eu l-am rugat să nu se grăbească. Eu i-am spus să nu se grăbească. Fiindcă așa puteți... Dacă i-a cerut clientul și dacă avea voie legal, da. El rece execută. Ei. Pentru asta încasează și bani. Da. Că e privat și asta e meseria lui. Îl deranjează faptul că el acum nu poate să încasează de pe mine suma exorbitantă care, apropo, nu era justificată. Dar ce a zis instanța? Că trebuie să plătești 40 de mii pentru că ai folosit apelul, un an, da. Doi apelul, da. Apartamentul acela da. Fără da. Bază, fără da. Teme. Da. Apelul, da. Și acum Curtea Supremă a anulat decizia. Da, dar prima instanță ce a zis? Tot s-a expus contra. Contra cererii tale sau? Nu, contra sumii. A, deci ți-a făcut dreptate cumva. Da, da. Nu mai mi-a urs acolo, cheltuielile și judecatul mii de lei și tot. Da, dar te-a lăsat în apartament prima instanță? Da, da. Interesant. Păi... Bun, mulțumesc pentru încredere și pentru interviu. Mai revin.